Sunt de acord cu mine, dar mă refer la realitate. Mă refer la, și la sume, la cifre, la zerouri, și la asistențe. Ok, nu o să avem niciodată o sală cum au spaniolii sau germanii sau austriecii. Nu o să avem o sală mai mare decât tot stadionul ăla, Gloria. Deci o sală de 30.000 de locuri sau, apropo de săli de-astea mari, începe Australian Open cât de repede. Și au săli, mă rog, au tribune pentru un teren de tenis care depășesc 15.000 de locuri. La noi un stadion de fotbal are 7.000 de locuri. Deci nu o să avem niciodată o sală unde să jucăm handbal cu 7.000 de locuri, să vină 7.000 de spectatori așa cum este stadionul Gloria. Însă spectatori poate să vină mulți. Chiar dacă e o situație mai complicată și echipa nu este în Liga Națională, lumea o să vină tot timpul. Am vorbit despre posibilele investiții, despre posibilele transferuri, deocamdată însă la HCM e liniște. Se poate spune treaba asta? Da, putem spune că este o liniște. Ne bucurăm și pentru cantonamentul ăsta care s-a rezolvat acum pe ultima sută de metri. Da, e prea liniște sau e ok? Prea liniște n-a fost niciodată la HCM, pentru că mie, de exemplu, nu prea îmi convine situația asta, anonimatul ăsta, în care ne afundăm tot mai tare. Și aștept o implicare mai susținută a tuturor persoanelor interesate și potente. Da, care ar fi aceste persoane? Fără să dăm nume, ne referim și la conducerea clubului, ne referim și la autoritățile locale, poate ne referim un pic și la mass media, nu știu, care ar fi? Da, sunt mai mulți factori care pot... Să mediatizeze mai mult echipa, să se implice mai mult pentru ea, chiar dacă doar ca imagine, pentru că nu, ok, banii sunt principali, bine, sunt esențiali. Să și faci pe parcurs, pentru că imaginea o faci, ți-e mai ușor să faci când deja începi să dai rezultate. Cât timp nu dai rezultate, nici la imagine nu prea poți să lucrezi. Dar persoanele și ar fi... Consiliul Local, Consiliul Județean, Direcția Județeană de Sport, patroni. Deci sunt. V-ați simțit neglijați? V-ați simțit neglijați în ultima perioadă? De... Nu pot să zic că neglijați, dar deocamdată totul a rămas în stadiu de proiect și de vorbă. De promisiuni. De promisiuni. Încă nu s-a realizat totul negru pe alb. Crezi că se va întâmpla acest lucru în 2010? Eu sper în vara al 2010 să începem să mergem pe un drum ascendent. Dar practic trebuie să se schimbe multe lucruri. Acum campionatul ăsta nu are ce să se schimbe. Deci până în vară o să îl tragem așa cum l-am tras și pe la de anul trecut. Dar din vară încolo eu zic că trebuie să se întâmple ceva. Și numai bun poate să fie, pentru că mai rău nu se poate decât să te desfințezi. Exact. Ceea ce nu o să se întâmple. Ar fi total rușinos. A existat vreodată, s-a pus vreodată problema aceasta, să se desfințeze echipa, să se renunțe la toate proiectele, la toate acțiunile? Păi nu era departe campionatul trecut, returul din campionatul trecut să se desfințeze, pentru că am ajuns în problema când am jucat fără bani, 6 luni de zile. Deci atunci eram 7-8 oameni. Dacă plecau 2-3, ziceau la revedere, nu mai aveai cu cine să joci și automat te autodesfințai. Da, nu mai aveai de ales. Nu mai aveai de ales. Dar au rămas, au terminat campionatul și s-a realizat o altă finanțare și ai putut porni în campionatul ăsta. Și a fost mai bine, totuși. Da, campionatul ăsta a fost mai bine. Turul și returul nu au fost mai bune decât anul trecut. Nu au fost mai bune anul ăsta, au fost mult mai slabe ca și... Nu mă refer la clasament. Deci mă refer la această problemă a desfințării. Valoric... Până acum, în acest sezon, nu cred că s-a pus problema foarte... Deci punctele bune care sunt în campionatul ăsta a fost că a fost liniște din punct de vedere financiar. Deci echipa este la zi, băieții sunt la zi cu salariile. Da. În momentul în care... problemele de anul ăsta sunt au fost cu sala și cu valoare mai puțină. Deci campionatul ăsta echipa are valoare mai mică ca și campionatul trecut, pentru că campionatul trecut am pierdut
trei jucători mai valoroși care au plecat în vară. Acum, în schimb, aștept de la juniorii, de la foști juniori, că nu mai sunt juniori care au venit de la LPS, să acopere valoarea cu voința. Asta aștept. Ambiția, da. Și cu ambiția. Da, e un obiectiv destul de greu pentru ei, dar oricum nu e imposibil dacă au valoare. Eu aștept să crească, să văd că de la lună la lună de la cresc în valoare. Atunci eu sunt mulțumit. Dacă văd că încep să meargă în jos, atunci în vară voi trage linie și s-ar putea să ne și despărțim de unii dintre ei. Da, după cele 14 etape jucate până acum, a existat o evoluție, cel puțin din punctul dumneavoastră de vedere, în ceea ce privește jucătorii? Acei juniori care nu mai sunt juniori? Da, au fost, pot să îl laud și pe Irimeș, pot să îl laud și pe Gabor Alexandru, care am văzut de la ei că încep să-și dea interesul mult mai mult pentru această echipă. Au înțeles ce înseamnă să fii profesionist și ce înseamnă handbalul de performanță. Și am văzut la ei ambiție. Deci asta am văzut la ei. Ar fi și alți factori care, cu care ar putea fi stimulați ei ca jucători în acest moment? Normal că ar fi factori tot financiar. Cum pentru că salariile sunt mici și atunci ar putea să-l stimulez cu o primă de joc. Ceea ce bănuiesc că nu s-a întâmplat până acum. Nu s-a întâmplat, la prima de joc nu a avut HCM-ul niciodată, de 5 ani încoace. Uitându-ne pe clasament, ok, locul 6, 3 victorii, 9 înfrângeri, însă mă uit la golurile marcate și la golurile primite. 344 marcate, 417 primite, poate pentru dumneavoastră personal nu contează foarte mult aceste cifre, însă apărarea a fost mai... Atacul, uite, 344. Am luat practic mai multe goluri decât am dat. Da, normal. Apărarea a fost punctul slab al nostru campionatul ăsta, dar tot din cauza pregătirii fizice se datorează, pentru că apărarea îți cere muncă din picioare. Și dacă nu mai ai picioare, nu poți să duci 60 de minute. La apărare suntem cei mai slabi din seria D, în schimb la atac, de exemplu HCM Făgăraș, care e pe locul 2, a dat 343 de goluri, ne-am dat 344, deci ca și atac totuși suntem mai buni, la goluri marate decât o echipă de pe locul 2. A fost doar apărarea problema sau atacul și-a făcut? Nu, și atacul a avut sincopele lui, dar principalul factor a fost tot apărarea. În atac s-a greșit și se greșește, pentru că luând în considerare că ai un număr de 4 juniori, e normal să greșească mai mult. Dar greșelile au fost mai multe de data asta în apărare ca și în atac. În fine, e greu și e trist într-un fel. În ultima perioadă multă lume se întreba ce se întâmplă cu HCM, Bistrița, s-a auzit multă lume. Cei care știu de fenomenul handbalistic din Bistrița au auzit anul trecut de acea